De Dragobete iubește românește. Dragobete, sărbătoarea tradițională a iubirii și a primăverii, este celebrată mâine, în 24 februarie, fiind considerată echivalentul românesc al sărbătorii Sfântului Valentin. Legenda spune că Dragobetele este un tânăr chipeș, fiu al babei Dochea, și este personificarea iubirii și a primăverii. Este o sărbătoare plină de culoare și bucurie care aduce comunitățile împreună într-o atmosferă de sărbătoare și veselie. Se spune că în această zi de Dragobete, atât băieții cât și fetele au datoria de a se veseli pentru a avea parte de iubire întreg anul. În unele părți ale țării, se crede că fetele care se spală pe față cu zăpadă de Dragobete vor fi frumoase tot anul, iar băieții care își scot cămașa la soare vor fi puternici și sănătoși. Este considerat un moment favorabil pentru începuturile romantice și pentru a exprima sentimentele de dragoste și afecțiune. De Dragobete, bărbații nu trebuie să le supere pe femei, să nu se certe cu ele, pentru că altfel nu le va merge bine tot anul. Iar dacă în această zi nu se va fi întâlnit fata cu vreun băiat, se crede că tot anul nu va fi iubită de niciun reprezentant al sexului opus. În această zi nu se coase și nu se lucrează la câmp, dar se face curățenie generală în casă, pentru ca tot ce urmează să fie cu spor. Zeu al dragostei în panteonul românesc, Dragobetele este identificat cu Cupidon, zeul dragostei în mitologia romană, și cu Eros, zeul iubirii în mitologia greacă, sinonim cu năvalnic. Echivalentul românesc al sărbătorii Valentine's Day, sărbătoarea iubirii și dragostei, obiceiul dragobetelui se păstrează încă viu în multe din satele românești. Cunoscut și sub numele de Dragomir, Dragobete este considerat în credința populară românească fiul babei Dochea. Năvalnic și nestatornic, Dragobetele este închipuit ca un flăcău voinic, chipeș și iubăreț, ce sălășluiește mai mult prin păduri.